Actorul Călin Doboș nu a avut timp până acum să devină cunoscut marelui public, întrucât energia și talentul său se desfășoară în sala de operație. Specializat în chirurgie, doctorul Călin Doboș s-a îndreptat spre domeniul chirurgiei plastice și faciale. Recunoscut pentru succesele absolute în rinoplastie, blefaroplastie, lifting facial, corecția urechilor, bărbiei sau gambelor, doctorul Călin Doboș vine din Galați, unde are o clinică proprie, în București, pentru intervenții mai simple sau mai complicate. Vă ofer un interviu mai neconvențional despre o carieră de succes și despre abordarea serioasă a medicinei estetice. Am făcut un preambul pentru această emisiune. M-am gândit foarte mult cum am putea să vorbim și constructiv și neconvențional și să aducem și informații în plus într-un reportaj despre frumusețe, despre chirurgie estetică, despre tratamente faciale, întrucât fiecare început de an și fiecare sezon înainte de primăvară le face pe femei să se gândească foarte serios să mai facă o intervenție. Ai făcut extrem de multe operații diferite, nu ești specialist numai într-un domeniu, pentru că am înțeles că ai făcut chirurgie și în spital și mai multe specialități care țin de chirurgie și atunci ai o viziune mai amplă asupra corpului omenesc și cu toate că te preocupă în acest moment chirurgia estetică, nu te desprinzi niciodată de ceea ce este corpul omenesc. Și tocmai pe această bază aș vrea să începem reportajul nostru, Călin, vorbind despre corp cu limitele lui, despre corpul femeii care, mai mult ca la bărbat, femeia dorește să-și împingă niște limite și cum o poate face ca să fie în avantajul ei total. Adică pacienta ideală? Adică pentru... să-ți vezi nemulțumite, nu? În căutare de perfecțiune. Da, din păcate cam așa este. Da. Dar totuși ele trebuie să înțeleagă niște lucruri. Pentru că se întâmplă, după cum vedem, destul de multe situații nefericite. Că nu se înțelege corect situația. Da, de-a lungul timpului așa mi-am structurat, să zicem, pledoaria pentru chirurgia asta estetică. Puțin diferit, cred că, de restul lumii, în sensul că am început prin a expune lucrurile nedorite care se pot petrece. Riscurile. Da, riscurile, posibile complicații, posibile accidente. Mi se pare normal, din două puncte de vedere. Unu, pentru că nu poți să supui un om la o procedură medicală fără să-i prezinți ceea ce îl poate aștepta rău. Surpriza surpriza e cumplită dacă nu este informat. Și nu mi se pare drept. Eu n-aș suporta să fac o intervenție pe pielea mea fără să-i cunosc riscurile și eventual chiar și niște detalii de procedură. Pentru că în felul ăsta mă voi simți și informat și responsabil de decizia luată. A doua este că, așa cum ziceam, deja am atins parțial, responsabilitatea. În clipa în care furnizez pacientului toate informațiile, responsabilitatea îi aparține. Medicina nu este o știință exactă, e o știință foarte variabilă. Vedeți că dacă ne uităm la glicemie, valoarea glicemiei este undeva între 60 și 120 de miligram pe mililitru. Asta face ca să nu avem valori fixe, ci valori variabile. Și toate valorile care le citim pe rezultatele de analize sunt valori variabile. Medicina și trupul nostru este o sumă de variabile biologice, nu de constante. Într-adevăr, trebuie să se învârtă între un range, între niște limite care le considerăm normale, dar care și alea de multe ori sunt puțin diferite de ce știm. Deci chiar și când te hotărăști pentru o operație, vii cu un set de analize făcute exact cu săptămână în urmă sau cu 10 zile înapoi? Se admite până la 3-4 luni să aibă vechime. Dar se pot întâmpla totuși lucruri în corp. Da, bineînțeles, omului. Bineînțeles. Iar un șoc exact emoțional legat de pierderea slujbei poate modifica foarte tare set de analize. Da, foarte tare. Și rolul medicului ar fi, înainte de orice, cred eu, să prezinte aceste lucruri. Domnule, medicina e știință inexactă și datorită acestui lucru sau din cauza acestui lucru vorbim de statistici. Statistica arată că 80, 90 sau 99% din cazuri merg bine, restul pot apărea complicațiile. Astea sunt complicațiile care pot apărea. În clipa în care le știe, pacienta privește lucrurile mai ușor, dacă le asimilează și le acceptă aceste lucruri. Dacă apare complicația, nu mai e surprinsă, nu mai este șocul acestei surprize negative. Și atunci e dispusă, din potrivă, e pregătită să lupte, să meargă mai departe, să-și obțină ceea ce a visat. Eu așa am făcut. Cu toate că ești destul de tânăr, ai făcut, am înțeles, mii de operații, mii de intervenții în timpul acesta ai fost și prezent la toate congresele importante la nivel mondial pentru a-ți face un upgrade permanent profesiei. Pentru că, din păcate, medicina fără upgrade nu te transformă într-un medic bun niciodată. Te limitează, clar. Da. Nu, așa, cred că e o chestie de constituție. Întotdeauna am fost un tip competitiv.
Și când am fost copil și aveam preocupări, nu numai de învățat, și dacă trebuia să muncesc ceva. Mă rog, am fost la un moment dat la țară, trebuia să desfășurăm diverse activități și era o trecere între noi și participam la această trecere și nu mi-am să particip, îmi plăcea să exprimu. La fel, mai târziu, la învățătură. La învățătură, în primii ani s-au ținut părinții de mine și m-au împins de la spate să fac asta. În facultate, în schimb, am făcut-o de la sine. După aceea, când am intrat în profesie, am fost foarte îngătat. Mie mi-a plăcut să muncesc mai mult decât să învăț, adică în sensul de școală. Școala în sine a fost destul de stresantă. Meseria nu mi se pare stresantă. Îmi place să muncesc și îmi place să fac lucrul ăsta. Mă simt bine când stau într-un curs de o valoare foarte mare cu niște profesioniști fantastici. Realmente simt că emulația aceea mă cuprinde și pe mine. Dar e o stare de bine care mi-o creează. Când ai lucrat în urgență, crezi că ai făcut practic școala cea mai grea care ține de medicină? Trebuie să iei decizii urgente legate de viața omului? Da, n-a fost o problemă, că întotdeauna m-am descurcat în a lua decizii rapide. A fost iute de minte întotdeauna. Mi-a plăcut lucrul ăsta. Acolo se învață poate cea mai bună medicină, în urgențe. Acum, urgențele nu înseamnă doar la accidente. Poate să fie chirurgie de urgență, medicină de urgență. Poate să fie într-o secție chirurgicală să faci ambulator unde vin Dar urgențele. Dar după ce ai terminat facultatea de medicină, ai optat clar spre chirurgie. Înainte mult. Dar bineînțeles, după primul an de facultate, în practica de vară, toți trebuie să facem practică de vară. Eu am făcut-o și n-am făcut câte săptămâni se cereau atunci, 3 sau 4, am făcut 2 luni. Numai asta am făcut, am stat în serviciu chirurgical. Și după primul an de facultate, în prima vacanță de vară, aveam 19 ani, atunci am decis că voi face chirurgie și am învățat primele tehnici de chirurgie a pielii. Iar după 2 ani de zile, deja erau chirurgi care îmi ofereau posibilitatea să mă duc la urgență, să lucrez și pacienții care credeam că pot să-i operez sau care credeam că pot să-i operez cu ajutorul unui coleg mai mare, unui medic, eu eram student, îi puteam interna și mă puteam ocupa de ei sub supravegherea directă a unor medici. Mi-au permis acest lucru și am făcut chirurgie din anul de facultate. Asta explică ce rezultate frumoase ai astăzi, deoarece chiar pe site-ul tău am văzut operații pentru nas, pentru corecția nasului, absolut uluitoare. Sunt personalități în medicină cu multă experiență care au trebuit să parcurgă mult mai multe zeci de ani decât tine ca să aibă rezultate atât de frumoase. Și totuși, vorbind despre chirurgia feței pentru nas, nu este mai greu să faci... Cum se spune că nasul este dintre cele mai... E o măsură extrem de fină acolo. Da, se spune că cine face nasul bine de tot este o culme a rafinamentului în chirurgia estetică. N-am zis-o eu, e scrisă de alții care fac treaba asta de mult mai mulți ani ca noi. Am avut șansa asta să pot lucra și cineva să accepte să lucrez sub îndrumarea lor și să-mi furnizeze informația asta, să împărtășească și să fie pedagogii mei, mai mulți oameni au fost. Când eu eram într-un spital, eu nu am pierdut vremea într-un spital să stau de povești cu colegii, am avut tot timpul treabă. Tot timpul, am căutat să lucrez. N-am stat să vorbesc în camera medicilor ore întregi, că mi se părea pierdere inutilă de timp sau... Știu eu să port discuții de astea și am căutat să mă informez. În anul 4 am dat un fel de examen cu un șef de secție chirurgicală și mi-a zis, începând din clipa asta, poți să predai și studenților de anul 4, 5 și 6 anumite lucruri, care tu deja le știi, că le-ai învățat în avans. Eu le-am învățat în avans ca să pot lucra. Este clar că e pasiune ceea ce faci și chiar la nivel de artă mi se par și lipoabsorbțiile, protezele de sân pe care le-ai realizat, deoarece ai transformat... Chiar am văzut și într-o singură operație corpul unei femei. Este chiar spectacular să vezi o persoană care evident are o problemă fizică, aspectul lasă de dorit și care după câteva ore este altă femeie. Grija, sculptura această corporală pe care o reușești este dublată și de efectul psihologic pe care l-ai asupra pacientelor, pentru că am văzut cum vorbești cu ele. Pui lucrurile la punct de la început și le faci să fie motivate să participe și ele cu toată forța lor ca operația să fie o reușită, pentru că urmează apoi perioade care înseamnă întreținere, perioade care înseamnă foarte multe lucruri pentru a menține efectele operației și pentru a fi cu adevărat pe termen lung frumoasă. Știi cum se spune că adevărul nu face lucrurile mai ușoare, dar le face suportabile. Îmi place să spun totul înainte, pentru că e ușor de suportat după aceea, atât vindecarea cu eventualele dureri, dacă apar, cât și, Doamne ferește, problemele, dacă Doamne ferește, se ivesc. Da, dintre aceste operații pe care le-am menționat, care, hai să spunem, are o dificultate mai mare și comportă mai multe riscuri? De exemplu, o lipoabsorbție mie mi se pare banală, totuși treci printr-o anestezie generală. Să-ți dau un răspuns. Să știi că e o operație destul de grea pentru medic, pentru că
mai ales la transformările care le fac eu la o pacientă de cap până în picioare, trebuie să fac această mișcare de lipoaspirație, de du-te vino, uneori durează 2-3 ore, nu mă opresc în 2-3 ore și atunci sigur că e solicitantă fizic. Dar nu e vorba numai de asta, e vorba că dacă faci această lipoaspirație și nu intri în detaliu, pentru că pot să rămână de nivelări sau deformări care nu erau inițial, atunci sigur că devine grea și solicitantă în acest punct de vedere. Faci grosul după care, și te obosești fizic, după care trebuie să intri la detaliu, să stabilești niște rafinamente. O altă operație care solicită foarte mult este nasul, evident. Acolo nasul totul e rafinat, pentru că pe câțiva centimetri pătrați sau 10-15 centimetri pătrați ai zeci de formațiuni anatomice odată și trebuie să fiecare, în funcție de cum intervii, poate să aibă un impact pozitiv sau negativ asupra rezultatului. În plus, e pe față, e prima interfață dintre, da, dintre două persoane, nu numai la oameni, și la animale la fel. Adică fața esențială. Și da, e foarte solicitantă, fiindcă orice imperfecțiune tinde să fie văzută și criticată. În plus, aici la noi în țară nu este o bună înțelegere a acestor lucruri și oamenii au tendința să uite la om ca la urs dacă îi văd un defect și să îl menționeze, să îl accentueze, să îi... o chestie de bădărănie și lipsă de educație. Și atunci e cu atât mai solicitant. Am înțeles că ești poate singurul, nu știu, că nu i-am verificat pe toți, medic chirurg estetician din România care a pus și la bărbați pectorale, adică un implant care să facă o corecție, da, a pectoralilor și să nu mai fie nevoie ca bărbatul să lucreze pentru pectorali ani de zile și să ia tot felul de produse. Da, am făcut, asta e pentru bărbații puturoși. Personal, cred că e mai bine să lupte și să meargă la sală. Prima pe care am făcut-o nu era o chestie de comoditate, ci era un defect. Nu avea dezvoltat mușchiul pectoral. Din câte știu, am înțeles că numai eu am pus astfel de implanturi. Dacă greșesc, îmi cer iertare, însă aceste implanturi trebuie cumpărate de la firmă. Și firma zice că sunt singurul care a cumpărat așa ceva și am pus mai departe. La fel de frumoase mi s-au părut și corecțiile gambelor, tot așa, prin, da, adaosuri, pentru că multe femei vor să slăbească, multe săracele nu se pot îngrășa deloc. Și picioarele acelea creion, fără nicio formă, sau depărtate, crăcănate, sau crăcănate, pot fi și ele corectate, pot, iată. Pot fi, da, da, da. Și aici, iarăși, am căutat să mă duc la niște cursuri în care să participe niște oameni care au pus la viața lor undeva în jur de 1000 de implanturi, dar în 30 de ani de muncă. Această operație nu este o operație frecventă și la cei care pun frecvent înseamnă să pună undeva în jur de 20-30 de perechi pe an, ceea ce nu e foarte mult. Raportat la sâni, unde se pun poate 200-300, știu eu. Dar da, mi-a plăcut pentru că eu consider, chirurgia estetică nu mi se pare grea ca tehnică, să ne înțelegem. Mi se pare foarte solicitantă ca rezultat și din punct de vedere al pacientei, pentru că, sau al pacientului, pentru că ei, unii poate și imaginează că se obține perfecțiunea, spuneam adineaori, nu se obține perfecțiunea. Din fericire, încă în România oamenii sunt cu capul pe umeri și își dau seama că lucrurile se îmbunătățesc fără a avea pretenția de perfecțiune și atunci e perfect dacă înțeleg aceste lucruri. Bun, ziceam că chirurgia estetică nu e grea ca manoperă în sine, nu mi se pare grea, mi se pare greu să scoți inima dintr-un om sau plămânii sau ficatul și să-i pui altul și să stai 10 de ore în operație. Și eu am practicat la un moment dat, nu foarte mult timp, microchirurgia, să stai câte 10-11 ore într-o operație, să uiți, să mânci, să mergi la toaletă, să uiți, să bei apă sau ceva, aia este solicitant. Aia sunt niște semizei care scot întâi inimă sau un organ și îl pun înapoi în tine. Sau să reconstruiești după accidente uriașe. Nu mi se pare grea chirurgia estetică, încă o dată spun, ca manoperă. Și doar 10 operații în toate, 10, hai, 15 operații. Da, dar se bate monede de pe ele atât de mult, da, sunt atât de populare datorită efectelor, da, care exact, le produc. Da, da, din păcate trăim din suprafețe, nu din profunzime, da, și atunci da. Aceste măști pe care toată lumea și le creează se bazează, da, pe această carte de vizită. Vreau să spun, de ce fac implanturi de gambă? Pentru că mi s-au părut 10 operații prea puține, simțeam nevoia să mai lucrez, da, ceva. Eu sunt timp care trebuie să muncească. Ai adăugat un serviciu în plus. Nu l-am adăugat, l-am văzut la alții. Da. Să faci numai operații de sân mi se pare prea puțin, să pui numai, da, implanturi mamare sau să faci numai nasuri mi se pare prea puțin. Adică, Dumnezeule, într-un an de zile poți să fii perfect în ceea ce faci. Atunci de ce să mă limitez la atât? Pot să fac mai mult de atât. Dacă erau 30 de operații, da, poate m-aș fi limitat la asta 10-15. Dar fiindcă sunt 15 și eu să fac numai 5 din ele, mi se pare mult prea puțin. Pentru mine. Spune lumea despre tine că în clinica ta de la Galați chiar faci și, hai să zicem, acte de binefacere, de caritate, cu persoane vârstnice care suferă de boli sau, da, nu cu estetică, au nevoie de operații, nu cu estetică, da, le ajuți așa ca să poți continua partea aceea medicinei care nu se referă la estetică. Da, specialitatea mea se limitează la chirurgia pielii și a oaselor feței.
Și în această specialitate, dacă întâlnesc cazuri în problemă, care sunt incapabili să-și plătească operație sau vârstnici sau, în fine, un exemplu, am avut un om care a muncit 40 de ani în combinat, a vrut să-și opereze o tumoră, a operat-o de câteva ori, a recidivat în alte părți, a vrut să vină la privat în speranța că va obține un rezultat mai bun, n-a avut suficienți bani, am închis ochii, l-am operat, numai că i-am operat acea tumoră, dar am găsit încă alte 4 pe trup și în decurs de câteva luni de zile l-am operat pe toate. Nu poți un om care a muncit o viață întreagă să-i refuze acest drept. Iar eu totuși trebuie să păstrez o componentă umană aceste meserii. Atât de mult îmi place ceea ce fac, încât sunt într-o stare permanentă, gata de operație, gata de intervenție. Aș putea intra aproape în orice moment în sala de intervenție.